Bună, dragilor, aceasta este talarea pentru voi, pentru luna aprilie, pentru raci. Să vedem cum va fi această lună pentru voi. Avem aici regele de cupe, 10 de monede, regina de săbii, okay, 7 de monede, regele de bâte și 5 de bâte. Wow! Ok. Trei persoane aici diferite. Avem și apă, avem și aer, avem și foc. Simt așa că s-ar putea să fie un conflict cu cinci de bâte. Persoane care sunt foarte diferite, foarte dornice să-și exprime părerea, să vorbească. S-ar putea să aveți parte așa oarecum de un conflict la capitolul relații. Poate căsnicie, poate familie, pentru că avem 10 de monede aici, în familie, ceva care are de-a face cu familia, într-adevăr. Cu 7 de monede, ceva aștepți, aștepți ceva să se întâmple, aștepți o reacție, poate aștepți o reacție a unei persoane, nu știu, este ceva care poate se împotrivește unui lucru din viața ta. Cineva nu vrea să te lase să faci ceea ce îți dorești. Sunt într-adevăr doi bărbați aici, regele de cupe, regele de bâte, dar și o femeie, regina de săbii. Totuși simt că energia ta mai mult ar fi aici cu regina de săbii și nu cu regele de cupe. Simt că este cineva din exterior și acest rege de bâte la fel. Simt că tu dorești foarte mult o detașare într-un fel, dintr-o situație, îți dorești armonie, îți dorești pace, îți dorești așa să fie totul foarte clar, foarte limpede într-o relație, în mod special relațiile sunt foarte evidențiate aici, dar cred că la un moment dat tot se va ajunge, tot va fi o, poate chiar o competiție, un conflict. Oameni care au păreri diferite, cum am și zis, oameni puternici totuși, avem doi regi, deci oameni foarte puternici, care știu ce vor, dar se exprimă foarte diferit. Adică regele de bâte și regele de cupe sunt total diferiți, apă și foc, până la urmă. Unul se bazează foarte mult pe cuvinte, pe sentimente, pe emoții, pe lucruri de genul acesta. Poate să fie un om care știe totuși să manipuleze. Să-i manipuleze pe ceilalți într-un fel sau altul, regele de cupe, să umble așa la coarda aia sensibilă și regele de bâte totuși este un om franc, un om foarte direct, un om care poate să aibă niște cuvinte foarte tari, foarte dure și să rănească într-un fel sau altul pentru că vorbim de foc aici. Deci cineva care umblă așa la partea asta emoțională, afectivă și poate chiar să sensibilizeze, să înduioșeze. Și celălalt pur și simplu nu prea este genul acesta de om și este mai direct și se exprimă mai înflăcărat, așa, mai cu pasiune. În schimb, regina de săbii, cred că, cum aș zis, este energia ta, ești o persoană care ar dori pacea, dorește să-i facă pe acești oameni să aștepte mai mult, să se gândească mai mult. Este aici o așteptare, un timp de ăsta de a aștepta, de a culege roadele, de a observa ceva, de a... Da, e un timp de ăsta de repaus aici. Probabil că, cum am și zis, tu ajuți să mai calmezi spiritele în caz că este vorba despre un conflict. Dacă nu, vei avea parte de două persoane diferite în această lună, da, mai în mod special două persoane de gen masculin, care poate vor să te cucerească, vor să te curteze, vor să comunice cu tine, dar, cum am și zis, sunt foarte diferite și o vor face în stiluri diferite. Dar mare atenție la acest conflict. Să vedem celelalte cărți de tarot. Ok. Carul Faetonul, cartea voastră. 10 de bâte și nebunul. Nebunul, clar. Foarte interesant. Cineva e foarte nebun aici. Este foarte
Nu ține cont de nimic, de păreri, de... Dar într-un mod pozitiv, nu știu, așa simt cu nebunul. Este ceva foarte... pe cum propriu vrea să experimenteze, să-și trăiască viața și chestii de genul acesta și ție îți place acest lucru, te atrage, este o persoană care te atrage aici. Să începe ceva nou, clar, cu 10 de bâte se termină ceva, cu 5 de bâte probabil această dispută, acest conflict se termină, se... da, se termină pur și simplu și te ajută pe tine să pornești la un nou drum. Poate că asta este ideea, să alegi cu cine vrei să mergi la drum, cu cine, pe cine vrei alături, cu cine vrei să construiești o familie, un cămin. 10 de bâte, despre asta vorbește 10 de bâte, 10 de monede, da, deci 2 de 10 aici. Clar, un nou capitol, ceva nou, de la zero. Încep ceva nou de la zero, chiar de la zero. Și acum te decizi, îi pui la duel, cineva se duelează pentru tine cu 5 de bâte. Dar e un duel așa, în ghilimele. Pur și simplu, testezi, poate testezi niște persoane, testezi răbdarea cuiva. Tot avem 7 de monede. Regina de săbii este o persoană foarte inteligentă, foarte strategică, foarte directă și nu stă la taclale. Adică știe ce vrea, știe ce are în minte și singa asta este energia voastră. Chiar dacă este de aer, este o regină de aer, nu contează. Poate că ai marcaje puternice în zodii de aer, gemeni, vărsător, balanță. Cu faetonul la fel, da? Sunt aici, de obicei sunt doi cai care, mă rog, da, doi cai care sunt foarte diferiți. Din nou, mă duce la ideea asta de diferit, de complex, de două persoane diferite și așa mai departe. Deci, probabil trebuie să gestionezi o situație, să gestionezi o relație, ceva, niște persoane care sunt diferite și să te... să le faci să lucreze împreună, să le faci să... poate să negocieze, poate trebuie să negociezi în această lună. Să... pași pe toată lumea sau să înveți să lucrezi sau să te pliezi pe oameni, pe situații de genul acesta. Ceva cere, da, ceva, o situație necesită complexitate, necesită flexibilitate, o abordare diferită. Dar mișcare, multă mișcare văd aici. Te îndrepți către ceva, îți dorești foarte mult. Poate îți dorești foarte mult o relație cu cineva dintre aceste două persoane și nu o relație așa, o căsnicie, pur și simplu, ceva de lungă durată, ceva stabil, poate. Și trebuie să puneți capăt acestui conflict, acestor lucruri. Sunt multe chestii care trebuie puse la punct, așa simt. Încă unele lucruri mai au nevoie de timp, 7 de monede mai trebuie să aștepți, altele, în schimb, s-au terminat s-au consumat alte situații, poate aceste responsabilități, da? Deci, unele lucruri încă mai necesită timp, altele deja s-au terminat și te gândești să începi ceva nou. Iar ca și cărții de oracol, avem aici călătorie, foarte frumos, are de-a face și cu faetonul, cu carul, a plecat la drum, un succes inclusiv, deci poate chiar îți dorești să călătorești, poate trebuie să comunici cu aceste persoane, să poate tema călătoria o să iști așa un conflict, pentru că toată lumea sau oamenii cu care vorbești despre călătorie, despre vacanțe, vor în diferite locuri și așa mai departe, chiar dacă este contextul ăsta care este și e mai greu să călătorim, dar, na, depinde, este o etalare generală până la urmă. Poate călătorie și așa, pe aici, prin zona. Și trebuie să... îi faci pe oameni să asculte și părerea celuilalt sau în orice caz, da, vei fi așa un om de legătură tu în această lună și avem aici raționalism, clar, multă rațiune, multă logică, simt că o să fii foarte logic în această lună, nu văd multe cupe decât acel rege de cupe și
mă rog, cartea voastră care, mă rog, este o arcana majoră, deci nu văd așa multe sentimente să te influențeze. Ba, din contră, vei fi, cum aș fi zis, această regină de săbii, vei fi o persoană destul de inteligentă, foarte isteață. Isteață, da. Asta este cuvântul. Foarte isteață sau isteț, evident. Chiar dacă este vorba despre un conflict, despre, nu știu, o dispută și așa mai departe, vei ști să gestionezi, vei ști să te duci, să te îndrepți acolo unde trebuie, să-ți îndrepți atenția acolo unde trebuie. Și aici avem căsătorie, foarte interesant. Deci, cum aș zis, poate are de-a face cu căsătoria, poate are de-a face cu familie, cu, nu știu, un partener de viață. Este aici o persoană, într-adevăr, o persoană în mod special. Mai aproape de tine. Poate că trebuie să alegi între doi regi. Și cum aș zis, să-i pui așa la duel, să-ți arate ce ți oferă cu adevărat, ce pun pe masă, ce pune pe masă fiecare. Ceva de genul. Călătorie, poate să fie într-adevăr o călătorie fizică cu nebunul, este ceva care vrea să exploreze, dar nu este, e așa la început, este ceva inocent, este, nu știi unde se duce, încotro se duce. Cred că asta-ți dorește, asta-ți dorește acum. Pur și simplu luna, să faci așa o nebunie, că tot e nebunul, să faci așa o chestie de genul, ceva de moment, nu știu, vrei să trăiești viața, vrei să ai așa o pasiune, o flacără, știi? Dacă ar fi să alegi între două persoane, cred că o să alegi acest rege de bâte plin de acțiune, de pasiune, da, te atrage. Ca zodice mis în evidență, clar, zodii de foc, săgetător, leu și berbec. Dar și a Fecioară, Capricorn, Gemeni, Balanță, Vărsător, un alt rac, dacă ai de face un alt rac, Scorpion sau Pești. Cam asta este mesajul pentru tine. Îți doresc o lună extraordinară. Îți mulțumesc că te-ai uitat. Noi ne revedem data viitoare. Pa!